Începând de astăzi, certificatul verde COVID va fi obligatoriu peste tot, inclusiv la mall, la primărie sau la administrația financiară. Excepție fac farmaciile și magazinele alimentare. Noile restricții decise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei de noapte între orele 10 și 5, închiderea magazinelor la ora 18 și accesul în timpul zilei în centrele comerciale sau alte magazine doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. În acest ultim caz fac excepție unitățile de alimentație publică, în care doar se comercializează produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice, dispuse în afara centrelor comerciale. Bineînțeles că mă și protejez. Nu merg în spații fără mască, nu stau, mă bag în aglomerație să stau de vorbă cu oamenii, îmi fac treaba și am plecat. Asta este toată chestiunea. Deci, cu certificatul ăsta verde, e o chestiune cu dus întors. Pentru că nu pot să restricționez un om. Omul este care trebuie să conștientizeze că trebuie să facă ceea ce e bine. De asemenea, va fi nevoie de certificat verde COVID pentru accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice, centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public. Și în afară se întâmplă treaba asta. Eu, copiii mei sunt în Spania. Ei au păstrat. Ăștia i-a trimis pe litoral. Toată vara, toată primăvara, toată vara pe litoral. Veni deșteptul de boc la Cluj și făcu 3-4 zile chermeză. Veni pe partea altă, președintele adună tot PNL-ul, adusă toți primarii în toată țara, împrăștie și uite aici, piața goală. De ce e piața goală? Ne-a dat prea mulți bani? Piața e goală, dar tot se face că nu mai au românii bani. Pensionarii i-a terminat. Suntem terminați. Nu mi-a pus un leu. Un leu. PSD-ul mi-a dat. Ăștia mi-au luat. Ne-au luat întotdeauna, PSD-ul mi-a dat. Am fost, niciodată n-am votat PSD-ul. Eu am fost sărănit, am trecut la PNL-ul, dar dracu-i mă votează să duc după țărănit să duc. Acum să duc în cap după țărănit. La intrarea în clădirile oficiale este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru toți cei care sunt din afara sistemului, care nu lucrează în clădirea respectivă, adică vizitatorii. Pentru clădirile private cu peste 50 de persoane se va prezenta de asemenea certificatul verde.